că recunoaștem sau nu, că ne dăm seama sau nu, cu toții mințim, mai mult sau mai puțin. Despre minciună între obicei și păcat vorbim cu părintele Vasile Ioana. Bine ați revenit, părinte! Doamne ajută Cove, Doamne ajută Lola, dragii mei, bucurie, dragii mei! Ce este minciuna, părinte? Dragul meu, minciuna este o denaturare a adevărului. Așa? Actul ăsta îl săvârșim cu un scop anume. E foarte interesant că abordăm împreună subiectul acesta, pentru că încă de la începuturii omul a fost tentat să mintă. Exact. Dumnezeu l-a îmbogățit pe om cu o minte luminată și i-a dat omului liberul arbitru, i-a dat lumină dumnezeiască, dar l-a lăsat și pe necuratul, asta. L-a lăsat și pe el acolo și a zis, uite, ca omul să urce spre mine, eu permit, Dumnezeu permite ispitirea. Citim în cartea Iov că Dumnezeu permite să fii ispitit. Da. I-a zis Dumnezeu celui rău, poți să-l ispitești pe Iov, dar să nu te atingi de sufletul lui. Și ne mai ispitește diavolul și începe să ne spună, cum i-a spus lui Eva, dacă vei mânca din copacul ăla, oho. Și atunci el a venit cu minciuna. Când Cain l-a ucis pe Abel, așa? L-a întrebat Dumnezeu, unde e Abel, fratele tău? Ce știu eu? Exact. Să, nu sunt eu păzitorul, da, fratele, da, da. Nu știu, n-am făcut, nu. Deci cumva e în firea noastră căzută, firea asta umană, care ar trebui să se înalțe, prin minciună coboară. Și este o tristețe, pentru că dacă venim din istorie, așa, la zilele noastre, descoperim că societatea noastră, nu știu, are ca și cerință de bază minciuna. Da. Trebuie să minți mereu. Spune, salut, ce faci? Zice, bine. Bine, bine, da. Că toți mincinoșii. Că, da, bine. Corect. Poate că te-ai certat cu nevastă, poate nu te simți bine. Suntem cumva tentați să ne prezentăm altfel decât suntem, să mințim în legătură cu realități din viața noastră, să nu spunem lucrurile neplăcute din viața noastră și cumva zona asta a păcatelor sociale, zona asta a relațiilor interumane, da, ne împinge către minciună, din păcate. Din păcate. Părinte, v-aș întrerupe pentru câteva momente, pentru că vreau să aflăm ce spun oamenii, dacă au mințit vreodată, pe cine și cum, după care ne întoarcem la discuția noastră. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Toată lumea minte. Cu ce ați mințit ultima dată? Am spus că mi-a crescut salariul și când colo n-a crescut. Pe soție sau pe cine ați mințit? Nu, la servici, atât, la servici. V-ați mințit vreodată soția? Din păcate, da. Cu ce? Confidențial. Cu siguranță că am mințit la o vârstă sau alta. Pe cine ați mințit mai des? Nu dau seama. Bănuiesc că sunt genul de minciuni nevinovate, ce numesc englezii, americanii, a white lie, o minciună care e și jumătate adevăr. Eu, una, să fiu sincer, eu nu mint. Spun adevărul, ceea ce simt. Aia spun. Nu ați mințit niciodată nicio minciună mică? Probabil, da, dar să fiu într-o situație foarte penibilă, dar nu prea, în general, am greșit, recunosc. Având în vedere că trăiesc și eu cu o femeie în concubinaj deocamdată, sper să mă căsătoresc, am mințit însemnând a omite a spune niște adevăruri care ar putea fi dureroase pentru celălalt partener. Îmi puteți da un exemplu? A trebuit să cheltuim o sumă de bani pentru fratele meu și nu am făcut o cheltuială care ne trebuia nouă în casă. Minciune așa legate de copii, când vor ceva, găsesc o modalitate să îi induc un pic în eroare. Să spun. Că nu aveți bani? Exact, sau? Exact, da. Sau că nu se poate, sau că altă dată și tot așa. Da. Pe soț l-ați mințit vreodată? Da, tot legat de bani. Unde sunt banii? Am mai pus deoparte, am mai făcut una alta. Pe soție ați mințit-o vreodată? Da. În ce privință? În mai multe privințe. De ce credeți că mint oamenii? Că n-au credință. Dumneavoastră, în ce privință ați mai mințit? Și minciuna nu este un păcat atunci când iese de folos. A fost o situație când un coleg de-al meu involuntar a greșit. Atunci a fost nevoie să mint, să spun că de fapt a fost altfel, dar dacă eu nu mințeam atunci, colegul putea să fie dat afară din servici. De ce credeți că mint oamenii? Mulți de frică. Unii de nevoie, alții că vor, alții eu știu. Dumneavoastră, în ce privință ați mai mințit? În general nu mint, dar așa când mai e câte ceva ca să ieși dintr-o încurcătură, poate mai spui o minciună, eu știu. Este singura metodă prin care, nu știu, să ascundă ceea ce gândesc în realitate. Nu ți-ai mințit niciodată părinții când erai mic? A, bine, cu prostii, dar nu cred că am rănit pe nimeni cu asta. Pe iubita ta n-ai mințit-o niciodată? Nu.
pot să zic sincer că nu. De ce credeți că nu vor să spună adevărul? Interese. Ce fel de interese? Personale sau de grup. Dumneavoastră, în ce privință ați mințit? În toate privințele. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Părinte, am văzut ce răspunsuri au dat oamenii. Cum vi se par foarte răspunsurile? Interesant, foarte... mi-a plăcut domnul acela. Domnul, ai păcălit-o pe soție. Da. Da, în ce fel? În toate, în toate felurile. Felurile. Asta, da. Asta mi s-a părut fabulos. Deci domnul a fost de o sinceritate fantastică. Păi și ce facem, părinte? Îi se iartă tot acum dacă a spus? Domne, dacă se pocăiește, dacă îi pare rău, dacă se duce către soția lui cu o floare, dacă se gândește, băi, am mințit-o, nu e da, bine, și e spășit. Da, deci Dumnezeu îți dă, domne, întotdeauna a doua șansă. De-aia ar trebui cumva, pentru că păcatul ăsta este ori uneori foarte mic, da, poate să fie un păcat obișnuit micuț sau poate să fie un păcat foarte mare. Deci paleta asta e foarte largă, de aceea încerc, părinte, să vă ajut să înainte înțelegem. De a începe, haideți să începem cu un exercițiu de sinceritate. Laura, ce vrei să-l întrebe, părinte? Eu voiam să-l întrebe, părinte, că noi, bine, noi am mai și vorbit puțin în pauză. Voiam să-l întreb, părinte, noi avem o meserie. Nu, lasă asta, nu, asta altceva vreau. Eu l-aș întreba pe părinte mai direct. Părinte, ați mințit vreodată? Da, dragul, mai mint uneori. Dar acum trebuie să spun adevărul. Așa, să spun adevărul. Vă rog. Este un moment al adevărului. Corect. Dom'le, când ne ducem la magazin să ne cumpărăm chestii, după ce ne luăm salariul, acum se întâmplă mai rar cu pandemia. Așa? Dar ea, Doina, se duce, soția mea, să duce la magazinele de doamne, da? Într-un mall, și eu mă duc la magazinele de bărbătești. Exact. Și ne cumpărăm chestii. Fiecare, și vine Doina și zice, băi, uite, pe bluzița asta am dat 200 de lei, da, 130 de lei, 80 de lei. Și eu nu spun prețurile chiar corect. Aici, adică pentru că vreau să o protejez pe ea. Deși ea nu se uită niciodată pe bunul. Se uită pe bun, ia cât... Dar zice, da, bă, cât ai dat pe tricou? Cât ai dat pe tricou? 42 de lei, dar el a fost 80. Da. Asta e o problemă. Da. Adică cumva am în intenție... Că vă eu dacă hai scumpe, nu, foarte scumpe, tare. La noi e simplu, o cămașă, deci pantalonii dacă ți arăt, nu. Dar nu spun prețurile adevărate. Da. Și dacă merg la cumpărături, încerc să minimizez că ea să supără cumva. Sau să stresează că se cheltuiesc foarte mult. Dar conștiința mea citește asta ca minciună și uite, mă părăsc pe mine. Mai mint uneori, micșorând, minimizând lucrurile ca ea să nu se supere, soția mea. Părinte, da, și noi mințim. Câteodată nu suntem în cea mai bună formă, dar pentru că ne afișăm în fața publicului și vrem să le creăm o stare bună, Da, aici e altceva. Tu acum prezinți o stare de spirit. ProTV este o stare, tată. Și atunci tu intri în eu intru în stare, păi eu și sunt pentru sinceră. Mine, deci eu trebuie să fiu tot timpul vesel, corect, că mă doare corect, capul, sunteți corect. Părintele de la ProTV. Da, da, Doamne ajută. Binecuvântat. Deci nu am voie să fiu supărat, tată. ProTV înseamnă bucurie. Și noi. Deci ProTV e bucurie, tată, și tu trebuie să te prezinți ca atare. Ce ne-ați pregătit pentru astăzi? Pentru astăzi, dragii mei, am pregătit adevărul despre minciună. Așa. E bine să știm cum stăm cu zona asta. De ce mințim? În primul rând, de ce mințim? Exact. Primul lucru, mințim din frică, Cove. Din frică. Frică de ce? Păi copilul, nu știu, a mâzgălit peretele. Făcut, da. Și întreabă, cine a mâzgălit aici? Bona. Da. Bona, ea a mâzgălit. El de ce? Nu vrea să suporte consecințele faptelor lui. Exact. Am găsit mașina în parcare zgâriată. Da. Tu ai zgâriat-o, dar ca să nu zică, bă, cumva din frică. Din frică. E frică de consecințe și încercă, asta este minciuna obișnuită. Okay. După aceea, din orgoliu că vrem să arătăm altfel decât suntem, să ne prezentăm altfel. De aici apare machiajul strident uneori, de aici apare prezentarea, uite, tocurile astea, tu în adevăr ai o înălțime. Da, dar nu pentru asta port tocuri, părinte. Unele doamne din orgoliu vor să arate un pic pușul astea, cum se numesc ele, pușapurile astea, sunt făcute ca să formele astea ca să arate altceva decât realitatea, da? Exact. Deci, cumva, mai frumoasă. Sau o realitate mai plăcută, cumva. Dar aici, la orgoliu, mă refer și la cei care folosesc minciuna ca să manipuleze, ca să se pune ei deasupra. Da. Să arate ei că sunt altfel. Din lăcomie, iarăși, vrem foarte mult și pentru că vrem foarte mult, minciuna este o cale mai ușoară. Da. Lăcomia asta de a avea mult și mult și mult te împinge către a face chestii ilegale și care aduc răul în viață.
Așa. Și mai mințim din dragoste. Așa e. Adică din minciuna din dragoste. Minciuna din dragoste cum este. Acum dacă tu vii supărată, vii nervoasă acasă și ți-e drag prietenul tău sau ți-e dragă soția, nu vrei să o mai faci și pe ea martoră stărilor tale, știi? Sau dacă un copilaș are o problemă de sănătate, îi spui va fi bine, totul va fi bine, dar tu știi că nu va fi bine. Deci cumva sau la un bătrân, bătrânul primește de la doctor vestea că în câteva luni se va duce și tu n-ai vrea să-i spui că tată mori în două luni. Aici e din dragoste. Exact. Aici e din dragoste și acum trecem exact la a doua parte foarte importantă, ce spune Biblia despre minciună. Pentru că ar trebui să delimităm lucrurile foarte clar. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că minciuna ca păcat nu trebuie acceptată. Urâtă Domnului, spune în Proverbe Biblia, este limba mincinoasă, cel care face din minciună un mod de viață, care trăiește numai în minciună. Sunt unii care, cum respiră, așa mint, incredibil de mult, Ce este urâtă Domnului? Limba mincinoasă, ochiul trufaș, mândru, nu e nimeni ca el, cel mai tare, ochiul trufaș, și mâinile vărsătoare de sânge. Adică, vedeți voi că astea sunt puse împreună, nu degeaba. Da. Deci dacă tu trăiești în minciună, ai ochiul trufaș, ești mândru că domini, manipulezi și apoi și poți să faci și păcate mai mari. Da. Și mai spune un verset din Noul Testament de la Apostolul Pavel la Efeseni, lepădați minciuna pentru că sunteți și grăiți adevărul. Să grăim adevărul pentru că suntem toți mădulare, adică suntem toți un corp. Dacă o parte din corpul tău nu este în adevăr, suferă și cealaltă parte. Deci cumva dacă în familie unul trăiește în minciună, toată familia suferă. Toată familia de aceea suferă. Ar fi bine să fugim de minciună, să nu facem din minciună un mod de viață. Așa. Acum, există mai multe tipuri de minciuni. Minciuni mai ușoare, să zic, scuzabile. Da. Aceste minciuni scuzabile fac parte din viața noastră. Cumva, vai, ce bine arăți și tu în gândul tău zici altceva. Adică cumva nu reflectă cuvântul tău ceea ce simți, dar tu nu faci nicio Nu, mi-a spus colega și eu am încercat să spun că nu fac Adică când spui cuiva că e frumoasă, tată, să fii în adevăr. Nu, eu numai în adevăr. Să fii în adevăr. Chiar caut adevărul, părinte. Da, adică chiar încerc să-l explorez. Să verific dacă e chiar așa. E foarte bine. Așa. Deci care sunt minciunile scuzabile? Și cum înțelegem noi că o minciună este scuzabilă și nu e un păcat? Când scopul este bun, corect. Dumnezeu ne judecă după scopurile pe care le urmăm, tată. Adică, dacă tu ai un scop bun, dacă tu în inima ta tu vrei, și atenție, scopul ăsta să se ducă către ajutorarea aproapelui. Aici să protejezi aproapele. Da. Cum protejăm? Uite, o sun pe mama. Da. Tu, de exemplu, ești supărat, ai o supărare, o tristețe, o zi proastă. Da. O sun pe mama și te gândești, dacă eu îi vărs lui mama toate lăturile din capul meu, tot gunoiul din mintea mea și să știi că am două situații, o bătrână mamă care e sunată de fata ei zilnic și îi spune fata ei cât de nasol e la birou, cât de groaznică e viața, supărările, tristețile, anxietățile și maică s-a plânge două ore după telefonul ăla. Am altă doamnă care când o sună pe mamă spune ce faci tu iubita mea, cum ești? Sunt bine mamă, poate că pe ea o doare ceva, nu e bine. Corect. Dar aici tu vrei să-l ajuți pe celălalt. Deci dacă tu vrei să-l ajuți pe celălalt, trebuie să-ți analizezi următorul lucru, să vezi dacă creezi stări bune. Da. Deci tu s-ar putea ca uneori prin starea asta de bine, bună, Doamne ajută, să ridici corect. Cumva starea generală și ăsta e un lucru bun. Aici dar atenție, asta să faceți voi. Aici suntem noi, Stați bine la asta. Da. Aveți notă bună la asta, dar atenție, verificați conștiința să nu faci mereu, să nu creezi stări de bine doar prin minciună. Să te reconectezi la adevăr. Să nu te minți pe tine. Da, să n-ajungi să te minți pe tine. Și există minciune destructive, urâte. Astea care sunt destructive și păcat mare, patimă. Calomnia. Astăzi, în fiecare zi, calomniem. Da. Medici, profesori, apropo de medici, suntem alături de medici, suntem alături de familie îndoliate care suferă în această zi din incendiu respectiv. Dumnezeu să-i odihnească pe cei adormiți. Dar hai să nu mai calomniem, pentru că e ușor să aruncăm cu noroi. Poate nu suntem în adevăr. Calomnia este la zi astăzi, toată lumea vorbește de rău pe toată lumea. Fake news-ul. Ce înseamnă fake news-ul? Nu știi că e adevărat sau că nu e adevărat. Nu mai lua ca adevărată. Deci e un păcat acesta. Apoi, manipularea, când vrei să-i manipulezi pe ceilalți prin felul tău de a fi sau să-i minți pe ceilalți.
fariseismul, da. Asta și în tagma noastră preoțească. Fariseismul se prezintă acolo Sfântul Părinte, dar da, de fapt da. În spate are alt mod de viață, exact. Are și el pantaloni scurți, se duce și el acolo la plajă. Și, să știi păi că... zice, părinte, e un păcat să faci plajă? Nu, e vorba de altceva. Asta zice altceva, e vorba despre faptul că spui ceva și faci altceva. Fariseismul, Dumnezeu, Iisus Hristos a spus clar, farisei fățarnici, morminte văruite. Adică nu poți să spui unui om să nu bea, și tu te duci acasă și tragi o beție. Exact. Sau nu spui să nu fumeze și tu sau... Și atunci, dacă tu spui asta și nu faci ce spui, cuvântul tău, mesajul tău e zero. Zero barat. Exact. De aceea, exact. Din păcate, mesajul acesta dublu strică. Da. Apoi corupția. Din dorința asta de înavuțire, avem mari probleme cu... Corect. Aici, în ultimii 30 de ani, e jale. Slavă Domnului, da. Știm foarte la bine. La toate aceste păcate, atenție la consecințe. Consecințele pot să fie fatale. Pentru așa că este. Consecința cea mai gravă este că ți se strică întotdeauna calitatea vieții. Minciuna strică întotdeauna viața. Corect. Ta. Dacă trăiești în adevăr, ești fericit. Și avem și soluții. La capăt am soluții. Care sunt soluții? Să urâm minciuna. Adică să nu vrem să trăim în minciună. Să vrem să aflăm întotdeauna adevărul, dar cum? Cu dragoste. Exact. Adevărul cu dragoste, pentru că viața este scurtă. Este scurtă. Să ne împrietenim cu oameni care trăiesc în adevăr. Pentru că dacă trăiești numai cu fete care mint, normal că tu o să ai ca un mod de viață trăiești minciună. Trăiești într-o minciună. Da, da, de aceea e bine să selectezi un pic prietenii și să simți dacă o prietenă îți minte, încerci să te retragi. Da? Și am acest apel la oameni și la voi, la toți. Vreau să fac această pledoarie și am făcut-o astăzi pentru integritate. Adică să nu trăim în minciună, să fim integri. Dacă ești integru, ești un om care are har. Și asta vă doresc și vouă și tuturor celor care ne urmăresc, să aleagă integritatea și nu minciuna. Mulțumim tare mult, părinte, pentru sfaturi.